bunătăți. Orianda și Călin Donca au deschis ușile casei în care locuiesc și ne-au arătat paradisul lor din județul Brașov. Afaceriștii au 5 copii, o casă de vis cu 10 de încăperi, dar și o colecție impresionantă de mașini de lux. Aflăm din materialul următor și ce a făcut Călin Donca pentru a deveni milionar, mai ales că a plecat de la zero. Așa că haideți să urmărim imaginile și revenim. Imaginile pe care tocmai le-ați văzut reprezintă averea familiei Donca. O familie frumoasă și numeroasă. Milionarul Călin Donca și soția lui Orianda trăiesc între munți la marginea Brașovului, iar proprietatea de vis îți ia pur și simplu ochii. Casa de la poalele munților are 2 etaje, 2 garaje, 7 camere, piscină interioară și saună, dar și un cinematograf rezervat serilor în familie. Călin și Orianda sunt deloc din Timișoara, însă au ales în urmă cu 12 ani să se mute în Brașov, locul de unde administrează împreună afacerile familiei. Tinerii au pornit totul de la zero și se bucură acum de confortul unei averi cu multe zerouri adunate în ani de trude. Suntem în casa familiei Donca și le mulțumim pentru că au fost drăguți să ne deschidă porțile. Bună seara! Bună seara și bine ați venit! O familie tânără și aș putea spune că o familie numeroasă, din mai multe puncte de vedere, pe lângă animăluțele pe care colindă curtea și un papagal destul de drăguț care nu m-a mușcat încă și spui tu că nu o să mă muște, au 5 copii frumoși. Cum ați reușit performanța asta, nu numai de a avea 5 copii, ci și de a avea, să zicem, o casă atât de mare? Partea cu făcutul copiilor este destul de simplu. Partea cu crescutul copiilor este ceva ce îl facem în fiecare zi prin exemplu personal. Aș putea spune că noi nu neapărat ne îngrijim de copii, ci în mare parte creștem odată cu ei. Iar prin asta mă refer la absolut tot. Spre exemplu, soția mea, vorbesc acum numele ei pentru început, când facem mâncare, facem împreună cu copiii. Când face ordine, facem împreună cu copiii. Deci totul se face împreună cu ei. Ei sunt parte din proces. Și așa primesc și porția de educație. Da, ocupație. Și educație și ocupație și atenție. Că, de fapt, atunci când un copil zbiară, zbiară pentru că nu are atenție. Urcă-te în spatele lui Ovidius, Arișa, urcă-te în sus, în spatele lui Ana. Ovidius aici, Ares aici, da? Tocmai ce spuneam că sunt mai mulți membri ai familiei în casă, el stă în casă, nu are voie afară, nu? Da, el este pasnicul de noapte, dăm drumul noaptea. Aviz hoților! Cum vă înțelegeți voi? Cum sunteți? Cine, voi ca și are voie să răspundă acum? Soția, ești posesivă? Nu. Sunt foarte cuminte și ascultătoare. E de ajuns papagalul să fie posesiv. Ne înțelegem foarte bine, chiar avem o căsnicie minunată. Consider că partenerul ideal se construiește în timp, nu se găsește. La asta am lucrat și noi în cei 13 ani de când suntem împreună. Am avut și momente mai puțin plăcute, ca și în orice altfel, ca și în orice relație. Cu timpul am ajuns la un echilibru, ne-am învățat unul pe altul, ce ne place, ce nu ne place. Și este important că avem respect. Și de la respect pornesc foarte multe. Cât de greu e să crești 5 copii? Pentru mine nu este greu, pentru mine este o plăcere. Îl consider un proiect de suflet, este ca și când te apuci de un business nou. Și ești foarte entuziasmat de el la început. Normal că apar și provocări, odată cu orice lucru nou care apare în viața noastră. Dar pentru mine este o adevărată plăcere și bucurie. Eu cresc deodată cu ei. Cu fiecare copil care a venit în viața noastră, am învățat lucruri noi, ne-am descoperit unii pe alții și am crescut împreună. Casa stă pe 10.000 de metri pătrați, înțeles că undeva la 500 de metri pătrați amprentă.
Am văzut foarte multe garaje și o să mergem în fiecare dintre ele. Care este cea mai importantă mașină pentru tine? Dacă aveți să rămân doar cu una, rămâne cu Raptorul, care e afară. A, deci nu-l vedem aici. Nu, e în afară, pentru că este cea mai utilă. Acolo putem pune și mult în spate, în benă, și înăuntru, în cap, și 7 persoane. Putem cu toții în el. Dar de zi cu zi, eu folosesc Ursul, că este mai zvâcneț, iar soția mea merge pe cea de 7 locuri, pentru că asta ne trebuie. 2 adulți și 5 copii. Snowmobilul este unul dintre cele 3 pe care le am. E cea mai frumoasă jucărie pe care poți să o folosești în România, pentru că îți permite să mergi în locuri iarna unde n-ai putea ajunge cu absolut nimic. Ce urmează? E o jucărie mai mare. Urmează primăvara, când renunțăm la snowmobil și trecem la Maverick. Avem și ATV și copiii au ATV-ul lor, doar că ATV-ul fiecare este... dintre ei? Nu, nu, unul pentru toți, că vrem să învățăm să împartă. O să vedeți unde se odihnesc, să zicem, cei mai mulți căluți, nu? Da, acolo avem 1250 de cai. 1250 de cai. Și totuși nu e atât de mare spațiu. Da. Și nici nu nechează, nu deranjează. Nu deranjează decât atunci când le pornim. Aventadorul de nou este 480.000 de euro și i8-ul este undeva la 130, cu modificări, cu ce am pus în el, a ajuns pe la 170.000. Pentru mine, bucuria vieții sunt mașinile, să văd eu formele, să... Eu intru în garaj și sunt fericit. Îmi plac mașinile, îl sprijin, dar între valorile mele nu sunt printre cele mai sus mașinile. Valorile mele sunt mâncarea. La copii? Mâncarea copiilor? Haine la copii, așa. Căldură în casă și apoi vin lucrurile financiare care ne susțin o viață confortabilă. E loc de 2 adulți și 5 copii în Lamborghini? Se pare că e. La fel cum poți să bagi un elefant în frigider. Arest, te ascuns? Ai popat ceva? Da, ciocolată. Bănuiesc că au intrat destui bani aici, nu numai în casă, cât și în mașini. Cât și în tot ce aveți voi aici. Ai făcut un calcul vreodată? Pentru sănătatea mea n-am făcut niciodată un calcul. Adică pot să estimez, dar nu aș vrea să știu. Adică chiar nu aș vrea să știu. Eu consider caza că este un pasiv, doar că având copii a fost o plăcere să avem un loc unde să petrecem frumos. Însă noi nu am pus foarte mare preț pe casă înainte să avem copii. Am considerat că este mai important să ai mașini bune cu care să deplasezi în siguranță în țară decât să ai un loc unde să dormi. Dacă ar fi să evaluezi business-ul tău, la cât l-ai evalua? E vorba de câteva zeci de milioane de euro, cu siguranță. La cum am văzut eu, ești totuși cât de cât calculat, mai puțin cu mașinile, acolo și investești foarte... și sporturile. Da. Mai devreme soția te ajută la nas ca să nu-ți mai apară zgârietură. Are experiență. Dar ce ai pățit la nas? Păi, ieri cu snowmobilul, într-o plimbare ușoară, am avut plăcerea să fac cunoștință cu o creangă foarte insistentă și s-a rupt abia după ce ne-am întâlnit. Tu mergi cu el, îți plac sporturile extreme sau mai puțin? Da, îmi plac și mie foarte mult. Înainte să avem copii, ieșeam aproape săptămâna la aproape în fiecare weekend. De când avem copii, ies dar mai rar. Au apărut sporturile extreme în casă. Da, au apărut în casă. Care sunt planurile voastre de viitor? Cu siguranță nu un alt copil. Asta nu. N-am vrut să întreb eu, dar da. Ai răspuns. Deci nu un alt copil. 5 nu, sunt de ajuns. Care ideea? Noi putem să facem, că Orian aduce. Ai deja o mamă foarte bună cu experiență. Mulțumesc. La următoarele este tot mai ușor din câte am observat. Ultimul da, l-a născut. L-a născut și acasă. Să nu mai mergem până la spital, că făceam un drum. Ai zis, hai, dacă tot venim cu el acasă, măcar să-l facem direct aici. Am ajutat-o și eu. Glumești, nu? Adică nu. Nu. E serios, serios ai născut acasă. Să vedeți.
Da, da, da. În sfragerea de sus, mergem să vă arăt locul. Am avut și plan B de backup, un contract semnat la un spital privat. Am avut și siguranță. În caz că s-ar fi întâmplat sau s-ar fi complicat lucrurile, am fi mers de urgență la spital. Două mașini pornite. Nu mai încălzim. Da. Suntem și aproape, adică în 5 minute am fi ajuns. Dar a fost o dorință de-a mea personală și a fost un vis îndeplinit. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat așa. Lucrurile au decurs fix cum ne-am dorit. Călin a fost lângă mine. Oriadna, care este locul din casă unde te simți cel mai bine? În acest scaun în care stai tu. Am alăptat foarte mult, mulți copilași, și este cel mai comod loc în care pot să fac acest lucru. Deci aici alăptezi. Da. Deocamdată îmi permis să-ți iau locul. Da. Călin? Eu nu alăptez. Știu. Dacă ai face și asta. Eu mă simt cel mai bine la mine în birou. Am o priveliște nemaipomenită. Hotărârea lui, puterea lui, îmi place foarte mult cum vorbește, este un model și pentru mine, este foarte frumos și este foarte atent cu mine, foarte tandru, romantic și chiar și cererea în căsătorie a fost una inedită, nu m-am așteptat deloc, nici măcar unul. Ce surpriză ți-a făcut? Am împlinit 3 ani de relație și m-a dus în locul în care am fost noi împreună prima dată, când ne-am cunoscut personal, mai apropiați. Am crezut că mergem doar să sărbătorim cei 3 ani și m-a legat la ochi, mi-a legat o sfoară de deget, mi-a pus inelul pe sfoară și apoi pe deget. Foarte, foarte frumos momentul și emoționant. Poate vă întrebați totuși care este cheia succesului milionarului Călin Donca. Ei bine, nu a fost totul roz la început, iar milionarul de acum a trecut prin momente critice la început. Eu sunt născut în Reșița, la 2 ani m-am mutat la Timișoara prin părinți, iar de atunci și până la 20 de ani am stat la Timișoara. În toată această perioadă am cochetat cu ideea de vânzări. La 18 ani am plecat în Portugalia, am vândut tablouri din ușă în ușă, până m-a prins poliția și m-a trimis acasă, când zice că trebuia acte, n-am știut. Iar de la 19 ani am intrat într-un sistem de rețea, tip MLM, networking, unde în acel sistem n-am fost nevoie de investiție. Vreau să fiu antreprenor, om de business, cu bani, doar că nu aveam 20, 30, 50 de mii să pornesc. Și atunci, în acel sistem, a fost simplu. Am plătit o taxă de seminar și o asigurare de viață, 300 de euro, după care am putut să învăț. Pentru că asta trebuie să faci la început, să înveți să vinzi. Și pot spune că a fost cea mai chinuitoare perioadă din toată viața mea, cea în care am început să vând, eram foarte timid, mi-era rușine, dar mi-era mai rușine să n-am bani. Deci durerea de a nu avea bani era mai mare. Și atunci de acolo am pornit. La început, care era salariul lunar pe care îl încasai? Păi nu era pe salariu, era pe comision și dacă nu făceai comision, mâncai ulei cu pâine. Și ți s-a întâmplat la început? Practic, da. Dar era și mama mea implicată și am zis la un moment dat, mama, trebuie amândoi să fim aici și am convins să-și dea demisia, era profesor din învățământ. Am regretat mult momentul acela pentru că chiar am trăit cu ulei pe pâine. Nu știu dacă ați mâncat, dar e bun. Să știți că se poate și mai rău, doar pâine. Adică fără ulei. Și așa am început. A fost o perioadă interesantă, dar vezi, după ce trece acea perioadă, e foarte interesant că tot răul și tot chinul și toată durerea nu mai simți. O simți doar atunci. Și merită să o simți cât mai mult, cât mai repede, ca să treci repede peste perioadă. Și noi asta am făcut. Am muncit foarte, foarte strâns. Adică dacă unii lucrau 8 ore, lucram 16 ore. Ca să scap de muncă. Ce s-a întâmplat cu acei bani pe care i-a strâns? Și evident, nu știu, poate v-ați putut cumpăra un apartament și atât. Nu, da. V-ați cumpărat acel apartament. Am cumpărat o mașină tot timpul. Ai cumpărat o mașină. Da. Tot timpul am cumpărat mașini. Tot timpul. Și ce este ciudat, că de fiecare dată am cumpărat și mașini scumpe. La 27 de ani am cumpărat un R8.
Și cine a văzut mașina, zice, bă, de ce stai 200.000 de euro pe un R8 când poți banii ăia să investești? Da, faci două case, le vinzi la bani pe bani și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, mașinile pentru mine au fost o investiție bună, deoarece mi-au construit imagine și prin imagine am putut să am parte de anturaj. Iar anturajul m-a ajutat să văd și să învăț cum să fac banii. Nu e adevărată chestia asta care se spune, domnule, românul stă într-o garsonieră, dar și-a o mașină de lux și hai să-l blamăm, hai să-l judecăm. Privind așa cu ochii tăi, pentru tine a fost benefică treaba asta, adică da. O mașină scumpă, poate n-ai locuit într-o vilă, nu? Dar și la început am locuit într-o garsonieră, să ne deci, înțelegem. Exact cum spuneam. Și parcam jos un X6 de 100.000 de euro în 2008, când a apărut X6, mi-am cumpărat primii bani, am luat un X6, 120.000 a fost, de fapt, și stăteam în garsonieră la etajul 4, garsonieră de 30 de metri pătrați. Adică, pentru mine a funcționat. Călin și Orianda par familia perfectă. Sunt tineri frumoși, au deja 5 copii și o casă care se învârte după soare. Cred că cel mai important lucru pe care aș putea să-l transmit mămicilor care ne urmăresc, chiar dacă au un copil, 2, 3, 4 sau 5, relația cu partenerul este cea mai importantă. Pentru noi, chiar dacă eu sunt foarte prinsă în creșterea copiilor, relația cu Călin este pe primul loc. El este pentru mine cel mai important. Deși iubesc copiii, sunt extensia noastră, fac parte din noi, relația cu el este pe primul loc.